despre atmosferă. Atmosfera din coaliție, atmosfera dintre candidați, candidații pentru locale, pentru europarlamentare. Cu Rareș Bogdan, privice președinte PNL în studioul Digi24. Bună seara, Rareș Bogdan. Bună seara, domnule Prilicianu, bună seara, telespectatori. Cât de îngrijorat sunteți? Candidatul dumneavoastră al coaliției pentru primăria capitalei pleacă de pe poziția a treia, cu a treia șansă. Traian Băsescu a câștigat cu 12,6%, a intrat în turul 2 cu 12,6% și a câștigat alegerile cu 56% și a anunțat candidatura înainte cu 3 săptămâni de a începe campania, deci cu 7 săptămâni până la alegeri. Nu sunt îngrijorat, o să rămâneți uimiți și nu o spun doar pentru a-i sprijini și pentru a da încredere celor din București, ci spun că Cătălin Cârstoiu, fiind candidatul unei coaliții care are peste 50% intenție de vot, cu un bazin electoral PSD de peste 30% și un bazin electoral PNL de 24%, doar trebuie să lipească cele două partide de domnia sa pentru a lua un 35-37%. Alegerile nu vor fi câștigate în anul acesta cu scoruri de peste 40%. Probabil cei trei candidați plasați pe primele poziții vor avea undeva în jurul la 30 și un pic. Deci, în momentul în care, după 6 zile de la anunțarea candidaturii, ești cotat cu spre 20, dacă pe săptămână iei 2-3 puncte, nu-i nicio problemă să obții. Avem încă aproximativ 9 săptămâni, erau 10 săptămâni când a ieșit sondajul dumneavoastră, în urmă cu o săptămână, până la alegeri. În 9 săptămâni, cred că dacă îl testăm acum, dacă comandați un nou sondaj, probabil că Cătălin Cârstoiu are deja peste 20%, deci nu am teamă de asta. Vorbiți despre intenția de vot? Da. Intenție de vot. Intenție de vot. Deci, e vorba doar de lipirea candidatului. Ce credeți că s-a întâmplat între cele două momente de a crescut intenția de vot? Vă spun, e vorba de momentul de lipirea candidatului. Deja au fost 6-7 evenimente mari cu filialele PSD și filialele PNL în București, cu 1000 de oameni, 800 de oameni, 600 de oameni. Activul nostru este foarte puternic. E o armată uriașă de 700. Și în București este foarte mare. Sunt câteva mii de membri doar la PNL și la fel la PSD. În țară, gândiți-vă că vorbim de numai puțin de 700 de mii de membri de partid din cele două forțe politice, cu carnet, cu cotizația la zi. 284.000 noi, 420.000 ei. Care este candidatul redutabil, contra-candidatul redutabil? Cristian Popescu Piedone sau Nicușor Dan pentru Cătălin Cârstoiu? Din punctul meu de vedere nu se bate cu Cristian Popescu Piedone și nici nu trebuie să copieze gesturi de la Cristian Popescu Piedone, pentru că domnia sa se definește și se adresează unui alt electorat, un electorat care privește mult Digi24 potrivit studiilor noastre sau Europa FM sau citește Digi24.ro sau G4 Media și cred că aici trebuie să muncim foarte serios pentru că o parte din publicul care trebuie să-l aducem, un public care înțelege că Bucureștiul trebuie restartat și trebuie venit cu o altă viziune. Pentru că altfel vom bălti încă 30 de ani. Asta s-a întâmplat în București. Și o spune un om care a văzut dezvoltarea unor orașe care erau prăfuite pur și simplu sau erau într-o situație foarte complicată, iar în momentul când Ilie Bolojan a ajuns la Oradea, după Petre Fibil, când Emil Boc a ajuns la Cluj după Gheorghe Funar, sau când a ajuns Klaus Iohannis primar la Sibiu, cele trei orașe, ca să dau doar trei exemple, au suferit o mișcare extraordinară de atragere de investiții, de schimbare a calității vieții cetățeanului. Și acest lucru trebuie să-l înțeleagă și bucureștenii. Ce le spuneți celor? Vor întoarcere în timp, la anii 90, sau vor pur și simplu să privească spre viitor? Sau vor să continue într-un ritm în care totul este foarte temător, fără proiecte majore, cu blocaje, asta dacă vor să continue cu Nicușor. Acum, eu cred că vor alege viitorul. L-ați descris pe Nicușor Dan, dar tot dumneavoastră... Prima dată l-am descris pe Piedone, apoi pe Nicușor Dan. Tot dumneavoastră ne spuneți că de fapt de la Nicușor Dan vreți să luați alegători. Nu, bazinul lui Nicușor Dan e un bazin care în urmă cu 4 ani de zile a luat masiv voturi din partea dreptei conservatoare, liberale, plus a dreptei progresiste, mă refer la termenii europene a celor doi termeni ideologici. Cred că Cătălin Cârstoiu trebuie să convingă împreună cu leadership-ul liberal, adică cu mine și ceilalți colegi ai mei, plus a leadership-ului de pe București, adică lui Sebastian Burduja, Ciprian Ciucu și ceilalți,
zona liberală, zona clasică a votanților PNL, că domnia sa este soluția. Sunt convins că o va face. Ce le spuneți celor care spun că modelul lui Cătălin Cârstoi este Sorin Oprescu? Nu. Faptul că e medic și domnia sa și Sorin Oprescu a fost medic sau că au fost manager la același spital, nu înseamnă că Cătălin Cârstoiu are vreo legătură. Din contră, din câte știu eu, nu erau cei mai buni prieteni. Chiar din contră, nu vreau să spun mai multe. Lansarea de la Hala la Minor a fost pentru Robert Năgoiță sau pentru Cătălin Cârstoiu? A fost un eveniment organizat de către primarul sectorului 3. Vă întreb pentru că n-am înțeles. A fost un eveniment organizat de către primarul sectorului 3, cu 1200 de persoane, unde a participat și președintele Nicolae Ciucă, a fost și Cătălin Cârstoiu. Nu am fost să văd cum s-a desfășurat, dar ei, repet, domnul Prelipceanu, e foarte important pentru ca candidați veniți din afara politicii, care nu au profilarea politică evidentă pe care o are un lider care deja are o istorie într-un partid politic, să fie însușit de către partidele respective. Cătălin Cârstoiu, în aceste 2-3 săptămâni, trebuie însușit de cele două partide. Pentru că vă spun ceva, lumea a crezut că am făcut teatru. Eu nu-l știam, știam doar că e un medic, auzisem, dar nu-l cunoșteam pe Cătălin Cârstoiu. Ca mine, care sunt un om care am lucrat și în televiziune, sunt un om destul de zâmbit, dar destul de prezent în spațiu public. Eu, ca mine, au fost zeci de mii de votanți liberali. Numele lui Cătălin Cârstoiu a venit într-un plic? Nu. Păi atunci, au fost mai multe propuneri. Și atunci n-ați făcut ce face orice om când află un nume, când aude un nume. Da, era din... Auzisem înainte cu... Cine e Cătălin Cârstoiu? Înainte cu două zile, colegele dumneavoastră, distinsele colege de la ora 15 sau 14, mă sunaseră să-mi vorbească de domnul Tiberiu Florescu, un arhitect excepțional, cu studii în Singapore și care a predat acolo, un om vizionar. Și nu știam, să-l caut pe internet. Ați lucrat cu o listă scurtă? Nu, am lucrat cu mai multe. Și după aia a devenit scurtă? Am lucrat cu mai mult, am lucrat în primul rând cu cele două persoane din PNL și PSD. Ne spuneți că numele lui Cătălin Cârstoiu nu a fost printre variantele care s-au vehiculat. Și că a apărut pe ultima sută de metri și că dumneavoastră n-ați avut timp să vă faceți documentare. Prima variantă apărută despre un posibil independent nu a fost nici domnul Șucu, nici domnul Tiberiu Florescu, nici domnul Ionuț Lupescu, ci a fost exact domnul Cătălin Cârstoiu, dacă vă amintiți. Înainte cu o lună și jumătate. Eu nu puteam atâta timp cât nu era o discuție în coaliție să ies în fața sediului partidului și să confirm o variantă pe care presa foarte bine informată o arunca în spațiu public, pentru că ar fi trebuit să facă asta de fiecare dată. Cu Ionuț Lupescu ar fi trebuit să facă asta de fiecare dată, cu Tiberiu Florescu adică sau așa mai teatru? Departe. Nu am jucat teatru, am fost foarte sincer. Nu se leagă. Păi nu, eu v-am spus că nu știam foarte bine. Adică ori ați știut, dar n-ați vrut să confirmați. Nu era confirmat. La ora respectivă nu se putea confirma, pentru că nu era singura variantă rămasă în discuție. Ce faceți dacă pierdeți capitala? Domnule Prelipceanu, această alianță depune liste și candidați în 3241 de unități administrativ-teritoriale. Vorbim la o emisiune de foarte mare audiență și prestigiu. Vă spun acum și vă rog să păstreze și să tăiați această bucată. 90% din cele 3241 de comune din România și orașe vor fi câștigate de către PNL sau PSD. Și cele 4-5 locuri unde mergem împreună din cele 3241, în 3230 mergem separat. Deci PNL și PSD va lua 90% din comunele și orașele României cu candidații liberali sau socialiști. Și vă e indiferent ce faceți la capital? Nu, deloc. Vă spun imediat. Dintre consiliile județene, din 41 de consilii județene, PNL și PSD va lua minim 38. Din punctul meu de vedere putem lua 39. Două probabil nu le vom câștiga. Deci nu va câștiga nicio altă forță politică în afară de PNL și PSD, consilii județene. Deci 95% din consiliile județene. Acum, întorcându-mă la capitală, este extrem de important să câștigăm sectorul 1 și să restartăm, să venim cu o altă viziune și îl avem pe George Tuță, un tânăr admirabil, foarte școlit și un om echilibrat, rațional, dar un vizionar. Venim la sectorul 2 cu un candidat și de asemenea în sectorul 5. Probabil singurul sector unde bătălia e mai grea este sectorul 5. În rest, cred că vom reuși să ne impunem candidați. Capitala. Venind la capitală, repet, nu e absolut nicio bătălie
pierdută, nu se pune problema, că am văzut speculații, că ar fi vorba să le susținem, nu se pune problema de așa ceva, nu trebuie altceva decât să gândim extrem de serios și să ne organizăm foarte bine. Dacă în momentul pierdeți. Când... Nu pierdem. Nu pierdem. Și dacă pierdeți? Eu nu cred că pierdem. De eu ce? Tot eu va trebui să vin să explic dacă pierdem, pentru că unii, la noi prea puțin e să explice lucruri. Așa că tot eu voi veni la dumneavoastră luni seara, dar vă spun că voi veni de mână cu primarul general al Capitalei, Cătălin Cristoiu. S-a pus vreodată problema să candidați pentru primăria Capitalei? Da, s-a pus. Și? S-a pus. De ce n-a mers până la capăt varianta? Pentru că am refuzat. De ce ați refuzat? Pentru că în urmă cu 4 ani de zile, nu ascund că am cochetat cu această idee și atunci asta a fost, nu am mai contat, nu am candidat și pentru că îmi place foarte mult ce fac la Bruxelles și consider că, nu vreau să mă laud, dar am fost printre cei mai buni europarlamentari români și cred că pot să continui reprezentarea României foarte bine. Cum vă înțelegeți cu Gabriela Firea? Lucrăm împreună pentru susținerea candidatului. V-ați închipuit vreodată că veți ajunge să lucrați cu Gabriela Firea? Domnule Prebicianu, nu mi-am închipuit niciodată că voi vedea, în afară de filmele despre al doilea război mondial sau primul război mondial, sau filmele lui Sergiu Nicolaescu, filme cu război la propriu, dar nu filme, ci realități. Dacă dumneavoastră vă spunea cineva acum 2 ani și jumătate, că vedeați ceea ce tratați foarte profesionist seară de seară la Digi24, aseară am văzut o emisiune excepțională cu Sabin Orcan și dumneavoastră și Ion Meioniță și Cristi Pârvulescu, despre situația frontului, a războiului și a evoluției de acolo. Dacă cineva ar fi spus că vorbim despre război la propriu, despre mor și despre ceea ce credeam că s-a terminat în 1946, spuneați că este imposibil. Eu vă spun că nu este nimic imposibil în viață, iar atunci când vorbim de o țară, de stabilitate și de atragerea tuturor banilor pe care țara asta are la dispoziție din Europa și pe care nu i-am atras decât acum, în ultimii 2-3 ani de zile, peste 90%, că până acum am stat între 9%, 22% absorție. Atunci te gândești la lucruri care poate nu le-ai fi făcut niciodată sau lucruri extrem de dure de poziționare care trebuie să lăsate deoparte în interesul național al țării tale. Cum e colaborarea cu Gabriela Firea? Acum, nu sunt eu cel care colaborează zi de zi cu Gabriela Firea, dar sunt convins că voi colabora excelent zi de zi în Parlamentul European cu Gabriela Vorbiți Firea. Vorbiți sau e o colaborare așa, nu, vorbesc, de la astăzi am stat la coaliție vis-a-vis, am vorbit mai mult cu ea decât cu alt social-democrat. Și cu Mihai Tudose, mă rog, că e șeful de campanie. Nu e târziu pentru absența programului candidatului dumneavoastră? Nu, nu. Programul este o... scrie, probabil că va dura ceva. Nu. Programul pentru București, proiectul pentru București, este o conlucrare între cele două proiecte, plus o serie de idei noi, novatoare, a celor doi candidați profilați, Sebastian Burduja și Gabriela Firea, dar și o altă parte de idei. În momentul ăsta se asezonează cele două proiecte, plus al treilea, și va ieși, probabil, în câteva zile lansăm proiectul săptămâna pentru București. Asta vom avea? Săptămâna asta vă spun ce avem. Săptămâna aceasta avem 100% depunerea candidaturilor pentru europarlamentare, cu un eveniment care va fi vineri, joi depunem listele cu semnături, iar vineri depunem candidaturile efectiv la Biroul Electoral Central, împreună cu președinții celor două partide și primii 25 de candidați de pe listă. Va exista și un eveniment de lansare a candidaturii lui Cătălin Cristoiu sau ce am văzut la Președintele Ciucă astăzi a propus un eveniment major de lansare a candidatului Cătălin Cristoiu. Există idei ale unor colegi din filiala București care vorbesc de o lansare, de o lansări succesive pe cele 6 sectoare și apoi vom vedea dacă vom face o mare lansare sau vom organiza 6 lansări plus încă una, sigur, cele 6 unde să participe și Cătălin Cristoiu. Ce știți despre negocierea cu Cristian Popescu Piedone să se retragă, să-și retragă candidatura? Am văzut acuzațiile, cred că chiar la dumneavoastră le-am urmărit, le-a lansat Cristian Popescu Piedone legat de ce i-s-a. Eu cred că ar trebui lăsată fiecare candidat să se prezinte, să vorbească, să evolueze. Uneori, unii care evoluează pot să involueze în realitate prin prestațiile avute. Nu comentez cine și cum. Înseamnă că la Piedone ați văzut ceva. Nu am văzut, nu, spun doar atât. Că eu cred că nu trebuie să retragă nimeni în acest moment și trebuie să fie o bătălie a convingerii electoratului bucureștean despre cel mai bun proiect. Deci nu cred că este o soluție retragerea cuiva. Cred că soluția este bătălia proiectelor, a personalității fiecăruia și a forței din spatele fiecăruia. Dar negocieri sunt? Nu știu, nu particip la ele, nu cred.
Personal nu cred. Doar PSD-ul, nu văd de ce. Doar PSD-ul ar negocia cu nu știu, Cristian Popescu. Nu știu, nu, am, nu, nu, ne-au, nu mi s-a spus PSD asta. Ne-au spus probabil nu... că nu exclud varianta să stea de vorbă, noi să nu, negocieze. Noi nu stăm de vorbă, vă spun din start. Și nici nu veți sta. Nu. Că cu domnul Cristian Popescu nu avem de ce să stăm de vorbă, facem parte din lumi ușor diferite și nu cred că este cazul să discutăm. Domnia sa îl sfătuiesc să candideze. Dacă odată a intrat în cursă, de ce nu? Revine Liviu Negoiță. La sectorul 1, cred, sectorul nu? Sectorul 1, din partea partidului lui Cristian Popescu Piedone. Da, iar Cristian Popescu Piedone spune că va face campanie împreună cu Liviu Negoiță pentru primăria sectorului 1. Adineauri ne spuneați că e importantă primăria sectorului 1 pentru dumneavoastră. Cred că este cea mai importantă după primăria capitalei, primăria sectorului 1. Nu mi-este teamă. Acolo avem, cred că, după sectorul 6, cea mai puternică filiala noastră din sectorul din București. Și este o echipă de oameni școliți, foarte bine, foarte bine mobilat și intelectual, dar și cu dorință de muncă. Și acolo cred că George cu Sebastian vor face treabă bună, cu Ana Babageanu și ceilalți colegi. Cum stau lucrurile cu consilierii, lista candidaților pentru Consiliul nu General, am, consiliile sectoarelor? Încă informațiile nu am, noastre spun că proporția, finalmente, da, după ce se trage 1-1 pe lista 1 la 1, adică 50-50, noi știm, da, că e 60 PSD, nu, 40 1 dumneavoastră. La 1. Nu, vă confirm, e 1-1 pe lista comună de consilieri generali. Sunt 55 de consilieri generali, sperăm și vom obține, sunt convins, peste jumătate plus 1, e important. Vedeți dumneavoastră și cei care știu cum unele orașe s-au blocat, s-au involuat, sau comunități, înțeleg cât de important este să dăm și un consiliu primarului general. Deja candidatul nostru vine cu o majoritate pe care o oferim, printr-o listă foarte bună, care eu zic că va putea lua între 30 și 35 de consilieri ca număr de voturi. E o perioadă lungă și complicată, dar timpul cea e același. Mai complicată. E același până pe 9 iunie. De ce vă întreb asta? Pentru că ne-a spus că aveți nevoie de întâlniri, de împrietenire, de nu. Domnul Pripceanu, a-l primi în rândul PSD-știlor și peneliștilor pe Cătălin Cârstoi. Nu, este cea mai grea perioadă din istoria unui partid, această perioadă, pentru că gândiți-vă că prezentăm candidaturi în 3241 de comunități, avem lucruri de negociat în propriul partid, avem liste de consilieri județeni, liste de consilieri locali. Noi la ora asta avem 14.200 de consilieri locali, sper să luăm mai mult. Avem 540 de consilieri județeni, sper să luăm mai mult. Avem 16, că unul dintre ei a murit, Dumnezeu să-l odihnească, președintele de la Vrancea, Cătălin Toma. Deci trebuie să ne câștigăm consilii județene. E o perioadă grea, mai ales pentru leadership-ul partidului, cu multe negocieri, cu multe discuții, dar sunt convins că vom depăși acest moment și vom putea să ne bucurăm pe nouă noaptea pentru 3-4 zile, după care intrăm în campania prezidențială. Faceți campanie pentru europarlamentare cu Mihai Tudose? Fac campanie... E pe listă înaintea dumneavoastră. Da. Fac campanie... Cum e pe listă înaintea dumneavoastră? Și am fost invitat la Digi24 înaintea lui, vinerea trecută. Nu, glumesc. Două întrebări. Prima, cum e că e pe listă înaintea dumneavoastră? E partidul mai mare potrivit ponderii în cadrul sondajelor de opinie. Am realizat 3 sondaje de opinie, nu ne-am uitat neapărat la personalitate. Eu sunt ales primul pe lista Partidului Național Liberal. Am ales să mergem pe un sistem fermoar, deci primul, al doilea de la celălalt partid. Și pentru a nu exista niciun fel de discuție, partidul cu câteva procente, care are câteva procente în plus în sondajele câteva de opinie. Păi câteva. Păi câteva. Adică, în sondajele dumneavoastră. Ei au 30 și noi avem 22-23. Și câteva, 5-6 și câteva. Cum e că veți face campanie împreună? Sau nu veți face campanie? Păi nu. E foarte important ca, mai ales activiștii și militanții noștri, care au fost unii dintre ei 34 de ani, pe baricade diferite. Și au avut războaie crunte cu amenințări la adresa lor, să înțeleagă că pentru Europa și eu și colegii mei și leadership-ul național are nevoie de un grup de 18-21 de europarlamentari care să poată negocia pentru România. Am fost parte la tot ce a însemnat rezoluție sau vot sau negociere pentru șefii de comisii, pentru coordonatori, pentru vicepreședinți, pentru o mulțime de lucruri care se întâmplă la nivelul Parlamentului European, pentru lucruri care au fost blocate, schimbate sau introduse în Parlamentul European. Întotdeauna, aici e un lucru major,
împreună am fost mai puternici. Și atunci am colaborat atât cu Mihai Tudose sau cu cei din, cu Victor Negrescu, cu Danica sau cu ceilalți din PSD, și cât și cu, sau cu grup, cu șefa grupului Irace, cu Mihai Tudose, puțin. Sau, la evenimentele de campanie. Deocamdată nu avem astfel de evenimente, pentru că facem. Dar, și nici nu le pregătiți ca să nu urcați pe scenă cu Mihai Păi Tudose. Nu se pune problema urcătul. Dacă e cazul să urcăm, vom ști să vorbim despre România pe orice scenă. Înțeleg și din ce spuneți dumneavoastră? Că și la Cluj și la Craiova. Înțeleg din ce spuneți dumneavoastră? Și la Zalău și la Brăila. Că la PNL veți face campanie pentru lista comună, la PSD vor face campanie pentru lista comună. Dar în același timp... Aici se naște o altă întrebare. Înseamnă că dumneavoastră, Rareș Bogdan, da, și colegii de la PNL veți face campanie pentru votați-l pe Mihai Tudose. Nu. M-au întrebat colegi din Brăila. Dom'le, știți, noi am avut niște conflicte interne. Da. Zic, sunteți mulțumit că sunt pe primul loc? Da, foarte, perfect. Și erau 600 de oameni în sală. Sunteți mulțumiți că Dan Motreanu e pe locul 2 după mine? Da. Sunteți mulțumiți că Adina Bălean, Siegfried Mureșan, Ghiță Falcă, Mircea Hava, Alexandru Muraru, Virgil, Daniel Buda sunt acolo? Da, foarte mulțumiți. Perfect. Atunci, votați această listă. Cum vă simțiți când pleacă colegi primari de la PNL la PSD? Probabil cum se simt cei din PSD când pleacă colegi primari de la PSD, de-ai domniilor lor, la PNL. Așa fac niște parteneri, mă gândesc acum la acum, o căsnicie, domnul, de exemplu. Când suntem... Unul fură din casa unuia, celălalt fură suntem invers. În, nu, și eventual, este tanda pe manda și e corect. Nu, eventual ne mâncăm același măr lăsat sau aceeași portocală, o mâncăm și unul și altul. Colega dumneavoastră, Raluca Turcan, e supărată din cauza acestui subiect și spune așa: nu binele comunității îi face pe primari să treacă de la PNL la PSD, ci presiunile și șantajul. Astea sunt cuvinte tari. Are o... Pentru că ne duc... Raluca e un lider foarte important al nostru, conduce una din primele 5 organizații ale partidului, Sibiu, și este un ministru al culturii foarte bun. În momentul ăsta are o libertate puțin mai mare decât mine, pentru că nu face parte din Consiliul de Coordonare a Coaliției. Eu vreau să unesc și să adun. Vă șantajează PSD primarii, Rareș Bogdan? Nu. Nu. Și atunci de ne șantajează, șantajează PNL primari de la Alba sau de la Cluj sau de la Arad sau de la Giurgiu sau din altă parte unde au trecut. Știți cum e? Una e să... Unii se laudă cu asta. Eu nu cred că e o laudă. Partidul Național Liberal a ales să nu se laude cu astfel de acțiuni, pentru că eu cred că, aici o să mă contrazică domnul profesor Pârvulescu, eu cred că mandatul imperativ în toate cazurile ar trebui introdus și să găsim o formulă constituțională pentru ca primarii să nu plece. Dar acum e sfârșit de mandat. E încheiere de mandat. Dacă un om, potrivit Constituției României, dorește să schimbe opțiunile, Petre Țuțea spunea că dacă până la 30 de ani ești de dreapta, ai o problemă, dar dacă după 30 de ani rămâi tot de stânga, ai o și mai mare problemă. Rareș Bogdan, ar fi cum ar fi dacă nu ar fi fenomen. E un fenomen. Nu e un fenomen. Nu, gândiți-vă că noi avem 1268 de primari. Cei din PSD au 1390. Probabil acum au sărit de 1400 și ei. Parteneri. Și noi... Cum, domnul Preceanu, faptul că un primar... Și dumneavoastră spuneți, dorește ei ne fură niște primari, le furăm și noi niște primari. Nu, faptul că un primar alege să plece dintr-o parte, care are o problemă cu un lider de filială, care are o problemă că cineva îi promite ceva, nu este un fenomen la adresa partidului, la nivelul Partidului Național Liberal. Că nu-l vedeți pe George Flutur sau pe Chițac sau pe Romeo Dunca sau pe Nelu Popa sau pe Emil Boc sau Alin Tișe sau Ion Dumitrel sau pe Ionel Bogdan sau pe Nelu Turc sau pe primarii noștri foarte sau pe Carabelea sau pe Costel Alexe sau Chirica sau alții să treacă sau pe Ilie Ștefan să treacă dintr-o parte în alta sau pe Florin Oancea. Sigur, sunt unii sau pe Cionca sau pe Birta de la Oradea sau pe sau alții. Unii dintre ei sau pe Dinu Iancu Sălăjeanu. Vedeți, ăștia sunt lideri ai filialelor noastre, sunt lideri ai primăriilor, sunt primari și care vor creștea pe Adi Beștea, sau sunt oameni care conduc primării foarte dezvoltate adică ale României. Adică au plecat oameni care nu sunt atât de importanți. Nu, nu, nu. Eu cred că cei care au plecat nu au gândit pe termen lung și vor vedea despre ce mă refer, la ce mă refer după data de 1 octombrie, când unii dintre ei probabil vor regreta că au plecat, pentru că își vor da seama că Partidul Național Liberal în următorii 5 ani de zile va fi la guvernare. 1 octombrie, adică după 29 septembrie. Da, când Partidul Național Liberal va da președintele României. Exact cum a făcut-o în ultimii 10 ani. Candidat comun PNL-PSD? Nu știu. Sau asta e, candidat PNL, punct.
cu respect, asta o discutăm după data de 10, eu vă spun că Partidul Național Liberal va da președintele României. Dacă pierdeți capitala, mai faceți vreo înțelegere pentru prezidențiale? Deocamdată nu am discutat de înțelegeri pentru prezidențiale și vă spun cu toată seriozitatea. Am considerat că poziția de președinte a României nu poate fi negociată la o masă, fie ea și a liderilor coaliției, și trebuie discutată o opțiune și o strategie post-alegeri europarlamentare. Cred că lista de europarlamentare va merge foarte bine și românii vor înțelege că această echipă națională este foarte importantă pentru apărarea intereselor României și pentru impunerea unor deziderate ale României la Bruxelles și cred că ne vor acorda un număr foarte mare de voturi pentru că lista este realmente valoroasă. Are cei mai buni, unii dintre invitați de noastră, cei mai buni europarlamentari, cred că pe restul listelor mai sunt 2-3 buni, bunicei, dar cei mai buni sunt pe această listă care va putea introduce între 17 și 21 de europarlamentari acolo și mie, cel puțin ca lider al delegației, vă spun că mi-e mult mai ușor să negociez cu Irace, cu Manfred Weber, cu cei de la Vers, cu cei de la Renew, în momentul în care vreau să impun ceva, să scot ceva ce afectează România, de la sobe, de la problemele legate de încălzirea cu lemne, la problemele legate de GAIC 7 și 8, rotația culturilor. Sau, nu le puteam face asta. Alinica. Sau despăgubiri pentru agricultori. Le pot face când am o delegație de 20 de oameni în spate. Fost... Mai ușor decât atunci când am una de 8 sau de 10. A fost executată Alinica? Nu, nu. L-ați pierdut pe Alinica? Eu sper că Alinica să se gândească la viitorul său politic, este un om tânăr, și să înțeleagă că are loc în Partidul Național Liberal. Este un om de dreapta, este un om care, sigur, trebuie să înțelegeți că pentru noi este extrem de important să recucerim niște redute de dreapta pe care le-am pierdut din diverse motive. Și aici pare că o lăsați pe urmă. Nu, nu. Are șanse Alfred Simonis? Nu, pe noi ne interesează să recâștigăm Timișoara. Timișoara în ultimii 3 ani și jumătate a adus fonduri europene la nivelul a sub 10% decât a reușit să aducă în aceeași perioadă de 3 ani și jumătate domnul Robu, Nicolae Robu, profesor universitar Nicolae Robu. Timișorenii au înțeles că a fost un experiment și s-a transformat într-un eșec, experimentul Fritz. Și atunci doresc reîntoarcerea lui Nicolae Robu. Noi avem nevoie să-i dăm forță și mai mare lui Nicolae Robu să recâștige primăria. Pentru noi, dezideratul este Timișoara, așa cum la Brașov, pe lângă recâștigarea Consiliului Județean, ne interesează enorm să recâștigăm Brașovul. Și vom recâștiga. Informațiile noastre spun că mâine Alinica își va anunța candidatura pentru CJ Timiș din partea Forței Dreptei. Mie îmi pare foarte rău că Alinica, dacă face asta, alege să părăsească un partid în care a făcut lucruri grozave și care a fost lângă domnia sa, trebuie să înțeleagă că atunci când negociezi lucruri la nivel național și când trebuie să reușești să asezonezi, să stingi asperități între oameni care s-au aflat pe baricade diferite și au fost în războaie profunde, uneori interesele majore naționale ale partidului tău pot să știrbească, să lovească în interesul tău imediat. Eu spun că pentru noi, Timișoara, orașul simbol, este important să-l recâștigăm și Nicolae Robu trebuie sprijinit și Alin trebuia să înțeleagă asta, așa cum este foarte important să recâștigăm Brașovul, așa cum este important să recâștigăm un sector care a avut cea mai mare dezvoltare, sectorul 1, în vremea unei administrații liberale, administrația Chiliman. Deci toate acestea sunt lucruri care se negociază. Așa cum e foarte important, de exemplu, să-l putem impune pe Adrian Cosma, președintele Consiliului Județean Satu Mare, sau pe Mara Togănel, președintele Consiliului Județean Mureș, sau pe doctorul Horațiu Suciu, primar la Târgu Mureș. Iulian Dumitrescu. Ce da, este fostul nostru coleg prim vicepreședinte. Vom lua o decizie. În următoarea săptămână vom lua o decizie cu ceea ce se întâmplă la Prahova. Vedeți, aici iarăși e o chestiune... Spuneți că e fostul dumneavoastră coleg, dar organizația PNL Prahova îl susține. Nu, a fost coleg, nu, vorbesc de conducere acum. A fost în Consiliul de Coordonare a Coaliției și a conducerea Partidului Național Liberal. Domnia sa a primit voturile a 64 de primari din 94 și a 17 viceprimari. Dar ai urmărit penal pentru luare numai de mită? Nu mai puțin. Deci a primit susținerea din partea a 81 de unități administrativ-teritoriale din 94. De asemenea, sunt lucruri de care noi le analizăm pe toate. Ne uităm la codul de etică, ne uităm la Comisia de Arbitraj, ne uităm la analiza dosarului candidatului
în cazul de față, domnul Iulian Dumitrescu, și ne uităm și la susținerea filialei și ne uităm și pe sondajele de opinie comandate. Dar la faptul că e urmărit penal, noi, vă uitați. Ne uităm la toate, pentru că avem statutul foarte clar în ceea ce privește Partidul Național Liberal. Deci noi avem un statut foarte precis. Cu fiecare etapă a urmăririi, a trimiterii în judecată, a unei prime sentințe conform dreptului roman, toate le analizăm, toate le punem pe masă și vom lua o decizie. Ce vă pot spune, și o chestiune care vă rog să-mi permite să o spun într-un minut, în 34 de ani post-revoluționar, post-decembriști, niciodată județul Prahova nu a avut investiții în derulare de 3 miliarde de euro. În momentul ăsta, toate, numai puțin, toate comunele din județul Prahova sunt conectate... Nu, ascultați-mă pentru care Iulian Dumitrescu ar trebui să candideze din partea PNL. Nu știu dacă Iulian Dumitrescu va fi candidat din partea PNL. Eu vă spun doar că noi vom analiza absolut tot. Și faptul că sunt începute centurile de la Comarnic, pe mine Cardelean mă interesează enorm. De la Comarnic, de la Zuga și de la Bușteni. Mă interesează și că e cel mai modern bloc operator. Mă interesează că au mutat Universitatea cu o secție specială Carol Davila. Toate acestea mă interesează și faptul că finanțăm aducțiunile de gaz la toate comunele din județ și orașele din județ. Dar statutul nostru este unul foarte precis. Și vom merge pe statut și vom lua o decizie, stând de vorbă, dacă este cazul, cu domnul Iulian Dumitrescu. Nu e luat o decizie în cazul domniei sale. Dar am ținut să spun și partea aceasta, despre care nu se vorbește. Aveți o problemă cu Costel Alexe, care este trimis în judecată într-un dosar de corupție? Aveți probleme și cu primarul Chirica? În cazul, deci nu există... De la Iași, care este trimis în judecată potrivit pentru caz de corupție? Potrivit dreptului roman, trebuie să existe un om, este nevinovat până nu există o sentință. Asta îi spune dreptul roman, nu Rareș Bogdan. Vom vedea. Sunt absolut convins că procurorii și judecătorii își fac foarte bine treaba. Vă aduceți aminte când cei de la PSD spuneau exact ce spuneți dumneavoastră? Eu vă mai spun acum ceva. Nu există o condamnare definitivă, este nevinovat. Numai puțin. Am fost la Iași, vineri, cu Dan Motren. Și am văzut trei obiective diferite. Unu, un terminal de aeroport cel mai modern din România, inclusiv cu Skygate-uri, trei Skygate-uri, singurul după București care are așa ceva. Știți că una e una și alta e alta. Nu, stați puțin. Corupție e corupție. Ascultați-mă puțin că e important. Cu mult respect vă solicit asta. Am văzut așa, 100 de milioane de euro, un terminal, cum nu are niciun oraș din România, nici Clujul meu, nici Bucureștiul nostru, în care s-a realizat într-un an investiție din bani europeni, 90% bani europeni. Am văzut un spital regional de copii, care e relevanța? Vă spun imediat. Deja depășim. 850 de paturi și un UPU cu 45 de paturi care se deschide, cel mai modern, nu are nici Clujul, nici Timișoara, nici Iașu, nici Constanța, nici București. Am văzut un parc auto la Mihai Chirica, cu 32 de tramvaie electrice, 18 trebuie să ajungă, 140 de milioane de euro bani europeni, cel mai verde parc pe mobilitate urbană din Europa. Toate lucrurile astea nu pot fi uitate. Și un oraș care arată excepțional și care este extrem de emergent. 35.000 de oameni în IT, un centru regional... Toate lucrurile astea șterg niște dosare de corupție? Nu șterge nimic. Justiția își va face datoria în cazul tuturor. Vor candida din partea dumneavoastră? În cazul domnului Corsel Alexe și Mihai Chirica, da, și vor câștiga primăria și Consiliul Județean. Mulțumesc. Absolut, 100%. Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL în studioul Digi24. Tare aș mai fi vrut să vorbim despre președinte, despre candidatul la președinția României. Vom vorbi după data de 10, deja, dar vă pot depășit. Spune că pe data de 1 puteți să fiți primul jurnalist care se înscrie pe data de 1 octombrie pentru a avea primul interviu cu viitorul președinte al României, care va fi actualul președinte al Partidului Național Liberal. Nicolae Ciucă. Da. El nu e foarte sigur. Nicolae Ciucă spune că așteaptă să-i ceară partidul. Nu. Domnia sa este un om foarte echilibrat, foarte rațional, cu foarte mult bun simț. Eu, chiar dacă sunt clujan, sunt și oltean, și bucureștean, și dobrogean și poate spun lucrurilor. Domnia sa nu poate să vină să spună. Eu spun că e cel mai potrivit. Iar uitându-mă ce este în zonă, în toată regiunea, spun că este cât se poate de potrivit mai și va fi președintele României. Marcel Ciolacu? Vreți să naștem un breaking news? De la nu, în mod sigur mi-aș dori. Ca președinte al României, datorită echilibrului, datorită cunoștințelor de relații internaționale, datorită raționalității și modului în care ține echilibru într-o coaliție unde există tensiuni absolut uriașe și unde și eu, și Ilie Bolojan, deci, și Emil, și Dan Motreanu am tensionat-o de foarte multe ori. Florin Câțu, e ziua lui astăzi, la mulți ani, Florine, și alții am tensionat cât am putut, deci, această coaliție. Faptul că a ținut această
coaliție. Faptul că a reușit să ne convingă că este foarte important să ne gândim la stabilitatea României, inclusiv nouă, care era mai intempestiv în mersul nostru pe drumul prin noi înșine, cred că este cel mai potrivit pentru a asigura echilibrul unei Românii care are nevoie mai mult decât orice de stabilitate. Răspunsul și la întrebarea mea este da. Dumneavoastră spuneți că e mai bun decât Marcel Ciolacu. De la mare distanță. Mulțumesc. Este mai bun decât oricare dintre contracandidați. Ieșim și ne întoarcem repede. Rămâneți cu noi.